Odată la 4 ani ne cer votul. Odată la 4 ani doresc să obțină toată încrederea noastră. Dar cine sunt ei? Cine sunt candidații care doresc să ne reprezinte pentru următorii 4 ani? Sunt Claudia Șimon și până pe 27 septembrie ne vedem pe Transilvania TV pentru a-i cunoaște pe cei care doresc să ne reprezinte pentru următorii 4 ani. Continuăm aici la Transilvania TV discuțiile cu un alt candidat, de această dată pentru Consiliul Local. Este vorba despre o domnișoară. Ramona Goga se numește, este candidat pentru Consiliul Local din partea Alianței USR Plus. Bun venit la noi! Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Ne bucurăm că sunteți alături de noi, cu atât mai mult cu cât știm că sunteți cel mai tânăr candidat. Da, așa este. Sunt cel mai tânăr candidat în municipiul Zalău. Exact. Da, pentru că avem candidați și mai tineri în alte orașe din Salaj. Sunteți o față nouă pe ești. Îmi permis să detuiesc mai pentru că suntem de vârste apropiate. Ești cel mai tânăr candidat din Zalău. Ești una dintre fețele cele mai noi de pe scena politică sălăjană. Aș vrea să te întreb, în primul rând, ce te-a determinat să ai curajul să intri în politică și, mai mult decât atât, să ai curajul să ieși în față? Pentru că în momentul în care numele tău apare pe o listă pe care oamenii pot să voteze, eu cred că este un act de mare curaj. În primul rând, ce m-a făcut să fac pasul spre politică a fost cumva atmosfera din afară, protestele de acum câțiva ani, faptul că vocea tinerilor nu este ascultată și nu se pune mare preț pe ceea ce spunem noi, generația noastră. Și ceea ce mi-a dat curaj să ies în față a fost echipa cu care lucrez aici la Zalău și în Sălaj, în general, pentru că sunt niște oameni foarte frumoși și niște oameni care sunt mereu alături de noi și care ne ajută indiferent de situație și de la care am foarte, foarte multe de învățat. Ai pomenit afară. Eu știu că experiența te-a dus și dincolo de hotare. Le spui și celor care nu au reușit să se documenteze până acum despre tine, deși să știți că în mediul online găsiți foarte multe informații despre candidații Alianței. Însă o să rog pe Ramona să ne spună foarte pe scurt puțin despre viața ei, despre studiile pe care le-a urmat. La nivel de studii am terminat liceul aici la Zalău, la Colegiul Național Silvania, într-o clasă de filologie. Apoi am mers la facultate la Cluj, în cadrul Universității Babeș-Bolyai, la Facultatea de Studii Europene, unde am absolvit relații internaționale ca profil. Am mers mai departe pe partea de afaceri europene și management de programe. În această perioadă am beneficiat de 2 burse Erasmus în Polonia și în Portugalia. Asta înseamnă că am trăit câte 5-6 luni în aceste țări. Între timp am avut și o experiență de 4 luni în Statele Unite, asta fiind a treia țară în care am stat. Iar după terminarea masteratului am beneficiat din nou de un traineeship, de traineeship-ul oficial al Parlamentului European în Belgia, la Bruxelles. Stagiul Schumann, aici am fost aleasă dintre 103 candidați, mi se pare. Și apoi am ales să mă întorc acasă, pentru că începusem deja să lucrez cu colegii mei de la Plus și ei practic m-au ajutat să mă adaptez foarte, să foarte tare când m-am întors acasă. Da. Cum a fost? Presupun că ai învățat din toate experiențele astea. Cum a fost pentru tine momentul acela în care te-ai întors acasă și ți-ai dat seama că lucrurile nu s-au schimbat cu nimic față de cum le-ai lăsat tu? Oarecum așteptam la asta, pentru că ai mei au fost întotdeauna aici. De fiecare dată când plecam, știam că mă voi întoarce, pentru că pentru mine acasă este la Zalău. Și știam cum e situația în țară, pentru că urmăream întotdeauna ceea ce se întâmplă. Am fost foarte conectată prin familia mea și de la Bruxelles am fost foarte conectată, pentru că era fix perioada în care noi aveam președinția Consiliului Uniunii Europene. Eu am lucrat exact pe departamentul din Parlamentul European, care avea legătură cu parlamentele naționale și în special cu cei care aveau președinția rotativă a Consiliului. Și știam exact ce se întâmplă acasă și dezamăgirea, să zic, nu a crescut, a rămas la același nivel. Dar asta nu pot să spun că e un lucru bun. Mă bucuram ca eu, când mă întorc acasă de acolo, să găsesc altceva sau, nu știu, măcar o idee mai bună luată în considerare de către conducerea noastră.
Apropo de idei, mi-ar plăcea să mai aflu foarte multe lucruri și sunt convinsă că și urmăritorilor noștri le-ar plăcea să afle mai multe despre experiențele tale acolo, însă vom face asta cu altă ocazie. Dacă tot ai spus despre idei, aș vrea să ne povestești puțin în mare despre proiectele pe care împreună cu colegii tăi vi le-ați propus pentru municipiul Zalău. Sunt convinsă că multe dintre ele probabil sunt inspirate din ceea ce ai văzut sau ai observat în țările în care ai trăit până acum. Da, am avut norocul să pot să iau exemple de bune practici de acolo și să învăț cum să le pun în practică aici. Nu pot să spun că sunt expertă în aceste domenii, pot doar să spun că am învățat foarte mult, m-am documentat și că e ceva ce se poate face la noi. Candidatura mea în special se axează pe problemele tinerilor, pe reprezentativitatea tinerilor în comunitate și pe cumva pe ideea de a-i face să se întoarcă înapoi acasă, pentru că foarte mulți pleacă și nu mai au tendința să se întoarcă după studii înapoi la Zalău. În special, eu mi-aș dori să văd la Zalău un oraș verde, mi-aș dori să văd un oraș care este mult mai prietenos cu mijloacele de transport nepoluante, un oraș în care punem preț pe natură, pentru că vedem și noi cum nu avem foarte mulți copaci, nu avem foarte multe spații verzi și totuși renunțăm la parte din aceste lucruri pentru a face parcări. Când putem să le gândim altfel. Și de acelea este nevoie să nu înțeleagă urmăritorii noștri. E nevoie de se ele, poate da. Gândi și în alt mod, în așa fel încât să cuprindem și spațiul exact, verde. Exact, exact. Pe lângă asta, mai am în plan câteva activități, câteva idei care să-i aibă pe tineri ca și grup țintă. Aici mă gândesc și la câteva festivaluri, la câteva concursuri, la câteva competiții sportive, pentru că și eu am fost sportiv de performanță la nivel de junior și asta mă face să prind drag și de partea asta. Și atunci am inclus și asta în proiectul meu. Aici chiar vreau să detaliem puțin acest aspect legat de tineri. Într-adevăr, probabil scopul fiecărui om care ajunge să aibă numele pe o listă de candidaturi a specificat, cel puțin în această campanie, ne dorim să aducem tinerii acasă. Ok, îi aducem, găsim variantele să-i aducem, s-a discutat foarte mult, discutam și cu domnul Iordache de curând despre parcul industrial, de asemenea și cu ceilalți candidați, însă ok, îi aducem acasă, le oferim condiții, dar ce facem cu ei în timpul liber? Care ar fi, nu știu, proiectul cel mai ușor realizabil din punctul tău de vedere, care ar fi mai simplu de pus în practică și poate nu ar costa atât de mult? Cum am putea aborda lucrurile în așa fel încât să începem să le oferim tinerilor șansa să facă ceva, să aibă puțină viață după muncă? Da, asta e una dintre principalele cauze care m-au făcut pe mine să mă implic exact la Zalău. Am prieteni, puțin la număr cei drept, care s-au întors acasă după ce au studiat la Cluj și îmi spuneau că se plictisesc foarte tare, că nu știu ce să facă. Eu m-am gândit, vă dau un exemplu destul de banal poate, un festival, fie de muzică jazz, să zicem așa. Avem un exemplu, Jazz in the Park, un festival de foarte mare succes, nu e foarte greu de realizat, este de foarte mare impact. Mai putem face un festival în care să ne promovăm bunătățile de aici, de la noi, din zona Sălajului. Cred că ar prinde foarte bine, n-ar fi greu de realizat, nu ar costa mult și cu asta i-am ajutat și pe producătorii locali să se integreze și să-și facă marfa mult mai cunoscută, pentru că știm și noi marfa din zona noastră este foarte bună, însă noi preferăm să cumpărăm brandurile cunoscute. Și cred că asta i-ar ajuta și pe ei și ne-ar ajuta și pe noi și totodată le-ar da o opțiune tinerilor să, nu știu, să facă o ieșire undeva într-o zonă, să se relaxeze într-o seară. Apărea la un moment dat în programul tău din mediul online și un punct în care spuneai că îți dorești o colaborare strânsă cu alte orașe de dimensiuni medii și mari. Concret, despre ce ar fi vorba? Ai un oraș sau mai multe orașe pe care le consideri un model de bună practică pe care ți l-ai dori să-l adoptăm și noi pentru Zalău?
Nu e neapărat că am un oraș preferat, să zic așa, pe care aș vrea să, de la care aș vrea să iau foarte multe lucruri, însă sunt sigură că sunt foarte multe, foarte multe orașe medii și în afară, chiar și în România, de la care putem lua exemple. Eu am rămas surprinsă de Ghent, din Belgia. E un oraș, într-adevăr, este mai mare decât Zalăul, însă ei fac acolo tot felul de activități în care nici nu îți dai seama cum trece timpul. Și atunci eu m-aș bucura să vedem, să luăm o parte din energia pe care o emană acel oraș, să o aducem la Zalău. Pentru asta. Ei cum au reușit acolo? Mai ales că spune, nu este un oraș cu mult mai mare decât Zalău. Ei au reușit prin promovarea culturii locale, ceea ce la noi lipsește foarte mult. Și ar trebui mai întâi să o luăm așa cu pași mici și să încercăm să promovăm sau să creăm, mai bine zis, o cultură locală. Pentru că în momentul acesta, când cineva necunoscut trece prin Zalău, nu poate să spună că e un oraș în care l-a atras ceva sau care i-a rămas în minte pentru ceva. Ei bine, eu m-aș bucura ca Zalăul să devină acel oraș care, dacă cineva trece pe acolo și n-a mai fost niciodată, să spună, uite ce frumos e la Zalău, ce m-aș întoarce să văd, nu știu, clădirea aceea pictată de nu știu când. Probabil dacă centrul vechi al Zalăului ar exista în sensul adevărat al cuvântului și s-ar duce la capăt toate acele planuri care s-au discutat de o grămadă de ani, cu siguranță aceasta ar fi părerea oamenilor în momentul în care trec prin Zalău. Aș mai vrea să discutăm puțin și despre problemele pe care tu le consideri în momentul de față cele mai mari în municipiul Zalău. Cum ai observat lucrurile, că au decurs lucrurile de-a lungul timpului și unde crezi că sunt cele mai mari probleme? Nu vorbim despre viața culturală, care este aproape inexistentă. Poate nu punctăm nici infrastructura, pentru că până de curând sau poate și acum, spun unii, stăm foarte rău la acest capitol. Ce ai mai sesizat tu că este destul de grav în Zalău și ar trebui, nu știu, început de undeva? S-au schimbat. Ca să vorbesc tot pe partea mea, eu ți-am spus să iau în considerare mai mult partea asta de tineret și nu pentru că nu-mi pasă de ceilalți, dar este generația de care eu sunt apropiată de vârstă și pot să le înțeleg. Și unde mai multă competență, pentru că sunt oameni de vârsta ta, știi cum să-i înțelegi. Exact, le înțeleg foarte bine nevoile. Cred că problemele aici ar fi, principala problemă e petrecerea timpului liber și nu doar pentru tinerii de liceu, tinerii care ar vrea să se întoarcă la Zalău, dar nu au ce face, ci și pentru cei care își întemeiază o familie și au copii mici. Nici ei nu au foarte puține parcuri unde să-și ducă la joacă copii, au locuri foarte puține unde să iasă, să petreacă timp cu familia. Cred că asta este una dintre problemele mari cu care ne confruntăm în acest moment și problemă care se poate rezolva destul de repede în ieșirile noastre prin oraș, pentru că noi am ieșit pe străzi alături de candidat. Urma să ajung și acolo, okay. Povestește-ne în mare. Da, în ieșirile noastre am văzut câteva locuri din oraș care arată de-a dreptul deplorabil și în care copiii nu sunt deloc în siguranță. Și atunci ne-am bucurat să putem să schimbăm asta. Nu vreau să facem niciun fel de promisiune, ci vreau să spunem că vom încerca să facem măcar ca în acele locuri copiii să fie în siguranță. Exact, deși ar fi foarte mare nevoie, sunt foarte multe momici, nu numai în municipiu, în întregul județ, însă în municipiu este chiar o comunitate foarte strânsă, mămicile povestesc foarte mult între ele, există grupuri pe Facebook. Sunt mămici tinere, sunt oameni care au decis să-și crească aici, în Zalău, copiii și își doresc un viitor mai bun pentru ei aici, însă nu au foarte multe opțiuni, nu au locuri de joacă, nu au activități pentru micuți. Apropo de ieșirile în teren, exact despre asta vreau să te întreb, știu că v-ați plimbat foarte mult, ați fost foarte activi în această campanie, de aceea aș vrea să ne spui pe scurt, cum interacționați cu oamenii? Ce vă spun? Care sunt, nu știu, poate cele mai frecvente probleme pe care le semnalează? Cred că aici și nu doar aici, în România în general, majoritatea cetățenilor merg pe principiul primăria să facă, primăria să dreagă și așa mai departe. În momentul în care le spui, uite, eu candidez pe lista Consiliului Local pentru municipiul Zalău, cum reacționează? Ce te întreabă?
Ce probleme îți semnalizează? În primul rând, foarte mulți dintre ei ne spun că au făcut sesizări pentru problemele pe care le au și li s-a răspuns la o sesizare făcută în 2016, li s-a răspuns în 2018. De multe ori am auzit această poveste că se fac sesizări și nu se răspund, nu se răspunde la ele. Probabil e și o problemă de la nivel administrativ. Aici s-ar putea îmbunătăți cu platforme online care i-ar ajuta pe oameni să nu mai bată drumul de acasă până la primărie și așa mai departe. Și asta face parte tot din acel proces de digitalizare. Exact. Da, e și pe lângă partea aceasta de sesizări, foarte mulți reclamă partea asta de siguranță la locurile de joacă, pentru că într-adevăr, în cartiere sunt, sau ar trebui să fie locuri de joacă, sunt organizate mai mult sau mai puțin, însă siguranța copiilor nu este întotdeauna, nu primează în acele locuri de joacă și asta este semnalată în principal de către părinți, iar de către tineri e mai greu, pentru că ei pleacă la Cluj, că n-au ce să facă. Deci e nevoie să aibă activitate. Da. Da, și cam în principal problemele cam acestea sunt, pe lângă infrastructură, pe lângă statul la cozi. Bine, acum nu cred că mai e vorba de stat la cozi, sau poate în perioada asta. În perioada asta poate mai puțin, da. Dar cred că procesul ăsta de digitalizare ar ajuta și această parte foarte mult. Un singur aspect aș vrea să mai punctăm foarte rapid, pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Ne spuneai că ai fost sportiv de performanță și ne spuneai și că aveți în vedere sprijinirea activităților sportive, în special pentru elevi, pentru cei foarte mici. Știm cu toții, este o problemă a zilelor noastre. Copiii nu au activitate fizică, nu fac sport, nu au activități recreative, în aer liber, să zic așa, sau orice fel de activități. Majoritatea ajung să stea în fața televizorului, calculatorului, tabletă și așa mai departe. Cam care ar fi planul vostru? Spre ce vă gândiți? La ce m-am gândit eu împreună cu colegii mei a fost sprijinirea în principal a centrelor de copii la sporturile care sunt preferate de aceștia. Avem câteva sporturi la care am avut rezultate, într-adevăr, și numim aici handbalul feminin și voleiul masculin la nivel de seniori, însă la nivel de juniori nu se investește. Adică se investește, dar nu se investește cum trebuie și nu se investește targetat pe grupe de vârstă. Infrastructura sportivă lasă foarte mult de dorit. Și cred că dacă ar fi o infrastructură sportivă dotată cum se cuvine și dacă acești copii ar avea sprijin din partea autorităților, ar fi mult mai ușor pentru ei să facă un sport, pentru că un echipament de obicei, și pot să vorbesc despre handbal, că eu am făcut acest sport, la nivelul acesta echipamentul este destul de scump. Trebuie să-ți cumperi genunchiere, trebuie să-ți cumperi Adidas odată la câteva luni bune. Și sunt destul de scumpe. Mulți nu-și permit să achiziționeze acest echipament. Ai nevoie de mingi, ai nevoie de alte lucruri așa pe lângă, adiționale. Da. Și atunci părinții, ne permițându-și aceste lucruri, ei pur și simplu renunță și nu îi mai încurajează pe copii să facă asta. Și dacă ar veni investiții targetate pe domenii sportive, pe fiecare nevoie în parte, cred că am încurajat mult mai mult copiii să meargă la sport. Și poate până la urmă ei, odată ajunși în grupurile în care își petrec timpul liber, la școală poate și așa mai departe, vor da un exemplu și vor fi alții care îi vor urma și uite așa ajungem să avem copii mai sănătoși și creștem o nouă generație. Exact, exact. Ne-am apropiat de finalul discuției, de aceea te voi ruga un ultim mesaj pentru cei care ne-au urmărit. Nu știu dacă ai tu vreun gând să le transmiți, în special te-aș ruga să te adresezi celor mai tineri. Dacă nu ai candida acum, dacă nu te-ai afla pe lista celor de la Alianța USR Plus, de ce mesaj ai avea nevoie ca să ieși din casă, să ieși la vot? Cred că aș avea nevoie să-mi spună cineva să am curaj, să am curaj să spun ce gândesc, pentru că ceea ce gândesc eu chiar contează, și să am
încrederea că interesele mele vor fi cu adevărat reprezentate de acum înainte. Mulțumesc că ai fost astăzi alături de noi. Nu uitați pe Ramona, o găsiți alături de colegii ei din Alianța USR Plus pe lista pentru Consiliul Local pe poziția... Pe poziția 10. Așa, dacă reușiți să vă convingă, probabil că merită și votul dumneavoastră, însă nu uitați, decizia vă aparține. Nu uitați, pe 27 septembrie ne vedem la urne, dar până atunci rămâneți alături de noi, continuăm discuțiile cu alți candidați.